L'IP sono turchese. Ziua, dragii mei, astăzi facem lipii bune și gustoase și o să avem nevoie de 250 de grame de făină, 40 de mililitri de ulei, punem încet, 40, un praf de sare, amestecăm puțin. Și apă. Și o să adăugăm apă. Aici am 125 ml. Aluatul este gata. O să-l frământăm puțin. Și după aceea o să-l punem în folie transparentă și-l dăm la rece. O oră și jumătate. Uitați, aluatul este aproape gata. Eu am să-l întind și am să-l împăturesc. Și după aceea îl pun în folie. Aluatul este gata. Uitați-vă. Îl pun în folie și îl dau la rece. Cam o oră, o oră și jumătate. Îl puteți face seara pentru a doua zi. Acesta este aluatul pentru lipii. Îl lăsăm să se odihnească și după ce le facem. O să tăiem bucățele. Din această bucățică, presurăm făină. Întindem. Facem lipii bune, gustoase. Le vrem mai mari. Le facem mai mari. Le vrem mai mici, le facem mai mici. Dimensiunea la alegere.
Eu le fac așa micuțe, le mâncăm în loc de pâine. Pot fi umplute. Eu le pun și cu Nutella. Acum punem în tigăiță. Între timp facem alta. Deci dacă se lipește, adăugați făină. Deci aluatul trebuie făcut cu o oră, două înainte. Mai luăm încă una. Ia uitați, moi. Pot fi umplute și cu Nutella, și cu brânzică, și cu o salată. Cu ce vă place. Acum o să punem pe cealaltă. Punem aici. Punem puțină făină. Le puteți face și mai mari. Umplute cu piept de pasăre, cu salată, cu roșii. Eu pentru băiețel le umplu și cu Nutella sau cu dulceață. Sunt foarte, foarte, foarte bune. Mai luăm încă una, răsucim. Turtițe moi și bune. Moi și bune. O punem și pe cealaltă, următoarea. Turtițe moi și bune. Ia uitați cât sunt de moi. Mai facem încă una. Să facem una și mai mare.
tortițe, lipii sau tortițe, cum vreți să le spuneți. Moi și bune! Ia uitați cum se umflă. Le punem una peste alta. Să o punem pe cealaltă. Pe următoarea. Tortițe. Ia uitați, moi. Bune, moi. Să vedem și prima care am făcut-o. Ia uitați cum rămân. Moi și bune. Pufoase. Sunt moi, moi, moi. Pot fi umplute cu fel de fel de umpluturi. Să facem una un pic mai mare. Să rugăm făinuță. Întoarcem aici. Tortițe bune, lipii bune și gustoase. Eu le spun tortițe pentru că noi le mâncăm în loc de pâine. De când cu pandemia le fac aproape în fiecare zi. Ia uitați cum s-a umflat. Acum o punem și pe aceasta mai mare. Lipii, lipii bune și gustoase, pufoase, moi, delicioase. Le putem face mai mari, le umplem cu ce dorim noi, ia uitați. Pot fi umplute, nu se rup. Uitați, lipii bune, moi, le puteți face mai mari, mai mici, sunt moi, le puteți umple cu umplutură sărată sau umplutură dulce. Ia uitați, umplute. Cu piept de pasăre, cu dulceață, cu Nutella, cu cașcaval, cu ce doriți, cu spanac.